Suntem în Vinere Mare. Cu noapte înainte, Domnul Iisus se afla în grădina Ghețimani împreună cu ucenicii Săi. Ciodată, a văzut o mulțime de oameni care se îndrepta spre ei. În acea mulțime era și unul dintre ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanu. El îl vânduse pe Domnul Iisus și acum venea împreună cu acea mulțime să-L aresteze. Domnul știa ce avea să urmeze. Avea să fie dus înaintea preoților, înaintea lui Pilat, urma să fie judecat, apoi avea să moară răstignit pentru păcatele tuturor oamenilor, deși el n-a făcut niciodată vreun păcat. Și nu numai atât, el nu se gândea doar la oamenii care erau deja născuți, ci la toți cei care urmau să se nască. El știa că fiecare om, la un moment dat, va păcătui, iar plata fiecărui păcat, oricât de mic ar fi, este moartea. Orice minciunică spusă ca să ieși dintr-o problemă, orice situație în care ai invidiat pe cineva care face un lucru mai bun ca tine, faptul că îi răspunzi înapoi nerespectuos mamei când te roagă să o ajut cu ceva, pe Dumnezeu îl întristează, este păcat înaintea lui. Așadar, era nevoie ca Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să moară pentru a te salva de la pedeapsa păcatului pe care l-ai făcut. El care nu a gândit, nu a vorbit și nu a făcut vreodată ceva rău. Ba mai mult, Biblia spune că de pe cruce Domnul Iisus se ruga pentru cei care l-au răstignit. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Câtă dragoste ne-a arătat prin ceea ce a făcut pentru noi. Dacă Domnul Iisus a împlinit pentru noi din dragoste, și eu și cu tine suntem datori să avem dragoste față de El. Trebuie să credem în El, să ne pară rău de păcatele pe care le-am făcut și apoi să rugăm să vină în inima noastră și să nu mai plece niciodată de acolo. Ne va ajuta să nu mai repetăm păcatele pe care le-am făcut și ne va da putere să trăim ca și El, să spunem adevărul, să ne bucurăm când cineva face un lucru mai bine ca noi și să învățăm de la El. Să o ascultăm pe mama și să o ajutăm nu numai când ne roagă, ci tot mereu. Așa că, din dragoste a murit Domnul pentru noi, din dragoste să trăim noi pentru El. Astăzi vom face împreună ceva foarte frumos care ne amintește de dragostea și de sacrificiul Domnului Iisus pentru noi. Avem nevoie de carton colorat A4, trei bucăți, dintre care unul să fie neapărat verde, hârtie creponată verde sau mușchi, bețișoare, am folosit de înghețat, dar voi puteți să folosiți crenguțe mici sau ce bețișoare aveți acasă. Avem nevoie de 6 bucăți. Mai avem nevoie de ață, de aracet, de foarfecă și de carioci. Dacă ai toate materialele de care ai nevoie, ne putem apuca de treabă. Știm că Domnul Iisus a fost răstignit pe dealul Golgotei. Încercăm să decupăm din cartonul verde așa încât să semene cu dealul despre care am vorbit. Și îl lipim pe foaia mare. Apoi ne apucăm de realizat cruce. Pentru a face acest lucru, o să așezăm bețișoarele în cruce și vom înfășura ața în X, în locul unde ele se întâlnesc. Facem asta și cu celelalte două cruci. La final, lipim crucile pe dealul nostru. Apoi, tăiem fâșii de hârtie creponată și le lipim deasupra dealului. Eu am să pun puțin mușchi.
pe un carton micuț, scriem versetul din 1 Ioan 3 cu 16. Prima parte. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și îl lipim deasupra dealului. Este vorba de Domnul Iisus. El a murit pentru noi din dragoste. Așa că haideți să trăim și noi pentru El tot din dragoste. Acum că ați văzut cum am realizat el cu manual, vă invit și pe voi să îl confecționați. Mult spor să aveți! Fiți binecuvântați!